Vreau să vi-l prezint pe următorul nostru invitat. El ne poate citi doar privindu-ne în ochi. E vorba de Petru Arama, omul care, fără să ne cunoască personal, poate să ne spună ce personalitate avem. E cititor în chipuri, iar atunci când am aflat despre această profesie sau acest hobby, am rămas așa cu gura căscată. Salut! Ce e acest lucru? A fi cititor de chipuri. Este o artă, în primul rând. Este o artă de autocunoaștere. De a ne cunoaște pe noi, pentru că, mare parte, părerea mea, asta e primul lucru care trebuie să-l facem către succes. Autocunoaștere, să știi cine ești tu, ce poți face, la ce ești în general bun, la ce ești mai puțin bun, ca să nu dai în bară. Adică fața noastră spune ce trebuie să facem în viață? Da, parțial, da. Da. Pentru că, uite, lumea interioară influențează asupra lumea exterioară și invers, corect? Când noi facem același lucru de multe ori, să spunem, trăim anumite emoții, se formează anumite mușchi pe față, anumite mimici și ele, luând în considerare memoria musculară, această trăsătură se menține pe față. Trăind aceeași stare de sau emoție de zeci de sute de ori timp de săptămâni, luni și mai departe. Și atunci rămâne acea emoție pe față. Și chiar dacă noi vrem să trecem pe acea emoție, oricum, ea va influența asupra noastră timp cât nu vom conștientiza de unde vine lucrul ăsta. Fie ea emoții bune sau mai puțin bune. Psihologie ai făcut? Sau de unde e? Nu am făcut psihologie, nu am studii în domeniul ăsta. Singur așa, din pasiune. Din pasiune. Da. Și cum ai învățat din pasiune? Există cursuri, există cărți? Da, există cursuri, cărți, în fine... Primele au fost cărțile, sunt cele mai accesibile, apoi și cursuri au urmat și tot așa, încet, încet, am ajuns la anumite concluzii care, în fine, trebuie să și poți interpreta, trebuie să ai și o intuiție foarte bună. Mm-hmm. Da? Am și eu anumite trăsături care îmi permit să merg pe drumul ăsta. Ca de exemplu, care sunt trăsăturile? Ca de exemplu, zona dintre sprâncene, mă rog, tot spun că e treile ochi. Fiecare consideră, așa cum consideră, cum, la mine e foarte netedă. Deci dacă nu am acele două linii, plus mai am și două lunițe aici, care tot spune ceva, mai am și loc între degete, care spune... La mine spune... o grămadă de loc, la mine nici inelele nu stau pe degete. O grămadă de loc am, asta și înseamnă. Interes către filozofie, om care poate să filozofească. Deci, e tot am alunic pe mână. Asta ce înseamnă? David Copperfield avea lunele pe mână. Eu tot am aici. Și? Asta ce înseamnă? Persoana care are darul. Smurdară. Persoana care poate face lucruri cu mâine, poate și vinde, dar poate face lucruri extraordinare cu mâinile lui. Un dar așa din interior. Pentru că dacă știi, în fiecare deget se împarte în planete. Da, ok, am început să studiez și chiromanția puțin, abia am început și când face o legătură, da, între chip, pentru că, în general, se studiază tot un ansamblu, nu doar chip și se completează informația. Ceea ce vezi pe față se completează pe mâini și este cu mult mai clar. Dar uite ție, nu ți se, nu că frică, dar deja nu-ți mai este interesant să cunoști un om pentru că tu deja îl vezi? Da, parțial, da, văd. Văd dacă vreau să văd niște lucruri. Să spunem, asta ca un instrument care îl folosești... Când așa, ai nevoie. Da, când ai nevoie, da. Nu neapărat să... Nu merg mereu să-i scanez pe toți, da? Atunci când am nevoie, îl folosesc, îl scot din... De acolo din ele am și pe restul. Fetele cu care ieși la întâlniri. Ai pe cineva sau nu ai pe cineva? Nu pot să spun. Nu pot să spun. Bine, it's complicated, vorba aia, ca pe Facebook. Le citești chipul? Da. Și dacă chipul trece primul test, treci mai departe, da? Da. Și apropo, ce ai zis, vrei să zici? Nu știu ce am. De fete. De fete. Apropo, da, le plac. Le plac fetele foarte mult. Deci, tu așa le iei cu bombonica. Da, da, uite, am decis. Eu asta am observat câțiva ani în urmă. Că nu știu cum așa se primit de la sine. Eu de la sine uneori pot să caracterizez pe cineva. Așa, îi spun, vrei să-ți spun asta? Sau chiar fără să-l anunț, îi spun careva trăsături și rămâne, wow, cum așa. Și
Dar mă stăresc să nu folosesc asta așa ca un fel de să mă autoafirm cu ceea ce cunosc. Totuși, e o practică din care faci bani? Sau încă nu? Încă nu. Încă nu, dar te gândești. E ori, așa. Dar nu ai avut propuneri din partea organizațiilor de profil, gen să citești chipul unui infractor sau unui portret robot ca să ajuți în descoperirea sau... Deocamdată încă nu. Dar urmează, pentru că nu am început o campanie de promovare și încă vreau să pun să fie, să știu eu exact niște lucruri, știi, și urmează. Da, urmează și să fac și un workshop, plănuiesc. Asta va fi puțin mai târziu, desigur. Dar workshopul nu va fi dedicat persoanelor, adică celor simpli, care vor să vadă cu ce oameni au ei de-a face în jurul lor. În primul rând, asta e pentru alți oameni care lucrează cu oamenii. Cu echipă. Da, psihologi, manageri, profesori și așa mai departe. Și pentru oameni de rând care vor să se cunoască mai bine pe alți oameni, pentru că, de exemplu, în relație, da, părerea mea că trebuie să cunoști omul de lătură, pentru că, cum spunea și Dale Carnegie, fiecare îți gândește la el. Dar cel mai important e că să ne gândim la cel care este lângă noi. Și, de fapt, asta a fost prima mea inspirație să încep să citez despre psihologie. Așa, ce poți să zici despre mine, urmărind un chip? Ține bărbie foarte înainte. Și asta adică ce înseamnă? Foarte căpucioasă. Oh, da, că-s corchie. Cu toate că Adrian zicea că sunt mult vărsător. Depinde, uneori îmi place să aleg, știi? Uneori sunt corpi, uneori sunt vărsător. Nu, tu iubești să faci, să fie tot așa cum vrei. Da. Doamne, feriește, dacă la mine stric planul zilei. Cine l-a stricat, are de suferit. Da, băi, uite, și scoți numai lucrurile rele despre mine la televizor. Dar nu, asta spune. De ce? Nu, gata, uite, gata. Eu nu împart lucrurile rele și bune. Sunt, pentru că... ele sunt, ele există și gata. Da, dar asta e o parte din univers, cum este zi și noapte. Gin și ani. Adică tot e faci o parte din viața noastră. Nu trebuie să primi ca ceva bun sau ceva. E ceva ce trebuie să fie și atât. Da, e atât, pentru că dacă nu ar fi fost asta, nu m-ar fi caracterizat alte lucruri sau tot ceea ce am făcut.